Ia, hai să vedem. Avem aceste două copaci de gold. Hello, dragilor și dragelor! Bine ați venit la un nou video pe canalul Tim Simionca. Bineînțeles, nu putea să lipsească și cel mai micuț din echipă, nu? Și astăzi o să vă prezentăm colecția noastră de cuțul. Da. Decorații de Crăciun pentru casă, pentru că noi iubim Crăciunul, nu? Da. Cât de mult iubim Crăciun? Foarte mult, că eu nu știu de ce Moș Crăciun nu există. Așa. Dar mă place că primim cadouri. Cadouri. Și am zis să facem un video de genul, să-l avem ca amintire pe canalul nostru, și anume cu decorațiile de Crăciun de anul acesta 2020. Și vrei să o ajut pe mami să le prezentăm? Eu țin cafeaua ta. Avem aici o plasă de Crăciun. Cam prima plasă cu decorații de Crăciun. Care eu știu de zațelui. De anul acesta. Dar Patrick, hai lângă mine și mă ajuți. Vedeți bine ca mai încoace. Așa, exact. Bravo, Patrick, bravo. Toate decorațiile de aici sunt de la Depot luate. Hai, mai arată încă un copac. Avem un ring gold. Așa, pentru ringul acesta gold. Mami, uite. Am luat aceste frunze, le vom pune frumos pe acel ring. Aha. Da, bravo. Și un stean care e făcut din... eu lăsam niște blauberi, numai că sunt roșii. Dacă vedeți, sunt un stean și dacă nu vedeți că sunt lucruri mici, 3,99. Da. Uite, avem așa un snef. Așa, exact. Și prețul e... 7,99. Ce? Ok, zi tu. Prețul e 7,99. Da. Așa, mai și prețul e... Stai. Iară 3,99? Iară! Uite-te! Da! Pe ringul ăsta o să punem. Adică uite asta... așa, stai. Uite, de data asta, uite așa facem. Vezi? Uite așa. Hai, uite, mai avem un copac. Da. 1,99. Astea le-am luat pentru Advent, calendarul copiilor. Este zăpadă artificială. Nu sunt fluffies. Este zăpadă care poate fi în casă. Saci pentru Advent, calendar pe care putem să-i folosim în fiecare an. Aici avem niște săți cu noi. Pentru Advent, calendar. Advent. Și avem un borcan pentru biscuiții de Crăciun. Ăstea doi. Da. Și gata. Uite, mami. Da, uite ce frumos. Vezi? Bună și bine ați venit! Continuarea acelei prime părți cu colecția noastră de decorații de Crăciun. Cam aceasta este a doua parte de decorații. Și pentru că nu vreau să fie foarte lung, o să vedeți cât de rapid, pentru că îmi plac foarte mult decorațiile de Crăciun. Nu numai mie, ci la toată familia. toată Tim Simionca adoră decorațiile de Crăciun și Crăciunul și o să vedeți cât de rapid le desfacem și vi le prezint. Și așa de rapid am desfăcut toate decorațiile, desfăcute între ghilimele, pentru că multe dintre ele le ținem încă în cutie până când ne vom apuca de decorat. O să mă ajute și Eric. Am luat și o sfoară, îmi place foarte mult sfoara asta de la Ikea, pentru că e foarte frumoasă și că e durabilă, da, calitativă și îmi place și cum arată și textura și tot. Avem aici și pe Rudolf, sau zicem. Da. Renul acesta care mi s-a părut foarte, foarte minimalist așa și nu este deloc chicios, tot de la Ikea. Numai portocalie. Da. Aici avem radul pe care o să-l punem, care va lumina, bineînțeles. Avem o flanță. O flanță? Sau din plastic. Eucalipt. Eucalipt. De Boșuciun. Nu-i box. Uite aici ce e. Niște linii de elfi. Un fel de orășel cu elfi pe care îl poți pune la pe marginea geamului, pe rama de la geam sau pe mobilă, pur și simplu. Cred că o să vină apoi în camera asta, nu? Două lumânări. Și să vedeți. Cred că anul acesta va fi mai mult roșu, pentru că am văzut că se poartă anul asta. Normal, noi îl făceam în fiecare an cu alb, argintiu, auriu. Moș! Cu la picioare este o gaură. Da. Care ține pisica. Da. Și aici vă arătasem eu, acesta este cadoul. Care tot așa, cred că îl vom pune sub brad ca să lumineze. Îmi plac foarte mult cutiile, vin așa, cum vă spuneam, parcă sunt cadouri. Să cadă. Aici avem un lucru care mie îmi place foarte mult și pe care l-am văzut cam din octombrie în revista lor de la Ikea, și anume o bombonieră în formă de brad. E foarte, foarte drăguță, așa e, uite. Da! Poți să pui bomboane și așa este. Moș Crăciun se vede decorat jocul lui. După aia mai avem ceva. O lampă. O lampă. Da, o lampă. Care se ține ca o lampă. Care se ține ca o lampă. Hai să vedem. Oh. Bine, nu este ca lămpile de pe vremuri. Asta pe baterii. Da. Cam așa arată lampa. Și are aici, ca și cele de pe vremuri, cum vă spuneam, când îi dai densitate să lumineze mai, să fie flacără mai mare, aici îi dai la lumină, să fie lumina mai puternică sau mai slabă. Și aici mai avem încă o stea cu ceva mic. O să le vedeți mai bine când vom decora casa, pentru că o să fie oricum nebunie. După aia și avem un buchet foarte fain cu floare, amarilis, brad, chestii de iarnă. Și aici avem... Eric, încet! Asta e cu baterie, nu este cu cablu și e ceva fain, cum vă spuneam, cu porumbei și chestii foarte faine. Dar aici se încheie video-ul nostru cu colecția de iarnă, colecția de decorații de Crăciun 2020. Noi ne am rămas bun, dar nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu ce postăm și ne vedem în următorul video. Toate decorațiile din această ladă sunt de la Ikea. De aici fac cum le desfacem. Eu le stau eu. Ce? Hai în partea asta lăută. Ia uitați-vă cât de fain arată. și un buchet foarte fain. Așa, globurile fac. Asta, mureni, foarte fain. Moș Crăciun. Moș Crăciun cu un motan, o pisicuță, uite. Ba, poți să stai de bate să le punem aici, da? Un brad, care arată cam așa. Nu! Uite. Un brad care, uite, îți bagi un pic și luminează. Asta este un cadou, tot așa ca bradul. Un cadou care luminează. O scăde după că luminează avem. Cred că prea multe. Mai avem ostia. Ce-mi plac cutiile de la Eric, sunt foarte așa. Ca și cum mai desface un cadou.